O locuință a luminii și a frumuseții, cât am iubit frumusețea ta și locuința slavei Domnului meu, a Făuritorului și Stăpânului tău. Pentru tine suspin pe parcursul rătăcirii mele prin această lume și îi cer aceluia care te-a creat să mă stăpânească și pe mine în lăuntrul tău, căci eu sunt creația lui. Am rătăcit ca o oaie pierdută, dar nădăjduiesc să fiu adus din nou la tine, pe umerii păstorului meu, cel care te-a făurit pe tine. Ce mai spuneți despre aceasta voi, adversari ai mei, cărora mă adresez? Cu toate că nu sunteți de acord cu mine, îl socotiți totuși și voi pe Moise, un slujitor devotat al lui Dumnezeu, iar despre cărțile lui aveți credința că sunt sanctuare prin care vorbește Sfântul Duh. Sunteți atunci de acord că această locuință a lui Dumnezeu, cu toate că nu este coeternă cu Dumnezeu, dăinuie totuși în felul ei veșnic în ceruri, acolo unde voi în zadar căutați semne ale schimbării în timp? Nu veți găsi asemenea semne, căci locuința lui Dumnezeu, a cărei fericire este de a rămâne pentru totdeauna strâns unită cu Dumnezeu, se înalță deasupra oricărei extensii și a oricărei nestatornice durate. Așa este după cum spui, îmi răspundeți voi. Atunci, ce anume din toate cele pe care le strigă către Dumnezeu inima mea, când aude în lăuntrul ei glasul slavei lui, ce anume până la urmă susțineți că este neadevărat? Este cumva ceva fals în afirmația mea că a existat o materie lipsită de formă în care nu a existat nicio ordine, tocmai pentru că nu a existat nicio formă? Însă acolo unde nu a existat ordine, nu a putut exista niciun fel de succesiune a timpurilor. Și totuși, acest aproape neant, în măsura în care nu a fost un neant absolut, a purces și el de la acela de la care purcede orice lucru, oricât de neînsemnat ar fi el. Nici acest lucru, spun adversarii mei, nu-l negăm. Nu accept, Dumnezeul meu, să port o discuție în prezența ta decât cu cei care acceptă că sunt adevărate toate aceste lucruri pe care adevărul tău le afirmă în lăuntrul spiritului meu. Cât îi privește pe cei care neagă aceste adevăruri, ei să latre cât doresc până vor asursi. Mă voi strădui să-i conving, să se liniștească și să deschidă calea spiritului tău către ei. Dacă ei nu doresc acest lucru și mă resping, eu însă, Dumnezeul meu, te implor să nu fii mut față de mine. Rostește cuvintele adevărului în inima mea. Numai tu poți rosti aceste cuvinte. Îi voi părăsi pe acești necredincioși în afară să răscolească pământul și să-și sufle praful în ochi, iar eu mă voi retrage în cămara cea mai tainică a inimii mele și îți voi înălța cântări de iubire, scoțând în rătăcirea mea prin această lume gemete cu neputință de descris și având mereu în minte amintirea Ierusalimului, cu inima mereu înălțată către el, către Ierusalim, mama mea, și către tine, împăratul ei, luminătorul ei, părintele, ocrotitorul, soțul ei, către tine care ești pentru ea ca niște puternice desfătări, bucuria ei statornică, fericirea ei cu neputință de descris, care le cuprinde pe toate, pentru că tu ești singur bine, suprem și adevărat. Nu mă voi mai abate de la tine, Dumnezeul meu, tu îndurarea mea, până nu voi ajunge la Ierusalim, acest liman al păcii, scumpa mea mamă, unde se află pârga spiritului meu, unde se află izvoarele tuturor certitudinilor din lumea aceasta. Nu mă voi mai abate până nu mă vei aduna din nou la un loc, Doamne, din risipirea în care mă aflu, până nu-mi vei da o nouă formă după atâta schilodire
și până nu mă vei întări pentru veșnicie. Cât îi privește acum pe aceea care nu contestă că sunt adevărate toate lucrurile despre care am vorbit mai sus, care cinstesc Sfânta ta Scriptură, pe care mi-ai dat-o prin Evlaviosul Moise și pe care o socotesc drept culmea cea mai înaltă a autorității care trebuie urmată de toți, dar care nu sunt de acord cu mine în anumite puncte, acestora le răspund în felul următor. Tu să fii Dumnezeul nostru judecător între mărturisirile mele și obiecțiile lor. Acești oameni ne spun, cu toate că lucrurile despre care vorbesc sunt adevărate, totuși când a spus sub revelația Sfântului Duh că la început a creat Dumnezeu cerul și pământul, Moise nu avea în vedere cele două lucruri despre care vorbești tu. Prin cuvântul cer, el nu a desemnat această ființă spirituală sau intelectuală care contemplă pentru vecie chipul lui Dumnezeu și nici prin cuvântul pământ nu a desemnat materia lipsită de formă. Dar ce a vrut atunci să desemneze? Ei îmi răspund, putem să explicăm ce a avut în minte Moise și ce a voit să exprime prin aceste cuvinte. Care este explicația voastră? Prin cuvintele cer și pământ, îmi răspundeți voi, Moise a voit să desemneze mai întâi, pe scurt și la modul general, toată această lume vizibilă, pentru ca mai apoi să intre în amănunte, prezentând toate lucrurile rând pe rând în înlănțuirea zilelor, în chipul în care Sfântul Duh a dorit să fie prezentate. El a ales această cale, fiindcă oamenii erau așa de neciopliți, iar poporul căruia îi se adresa era atât de legat de cele trupești, încât nu era cu putință să le înfățișeze dintre toate creațiile lui Dumnezeu decât pe cele pe care le puteau ei vedea. În schimb, preopinenții mei erau de acord cu mine că, prin expresiile pământul nevăzut și netocmit și abisul plin de întuneric, denumind substanța din care toate lucrurile vizibile și cunoscute de toți au fost create și așezate în ordine potrivit celor 6 zile, putem înțelege, în chipul cel mai potrivit, materia informă de care vorbeam eu. Cum adică? Altul ar putea sugera că expresia cerul și pământul a fost întrebuințată la începutul Scripturii pentru a desemna aceeași materie confuză și fără formă, pentru că din ea a fost creată și desăvârșită lumea noastră vizibilă, cu toate făpturile care se manifestă atât de limpede în ea, lume pe care obișnuim să o desemnăm prin cuvintele cerul și pământul. Iar altul ar putea spune că, în mod destul de potrivit, prin expresia cerul și pământul este semnificată tocmai natura, atât vizibilă cât și invizibilă, și de aceea cele două cuvinte acoperă întreaga creație pe care Dumnezeu a creat-o prin înțelepciunea sa, adică la început. Totuși, de vreme ce toate lucrurile au fost create nu din substanța lui Dumnezeu, ci din nimic și de vreme ce ele sunt altceva decât ființa în sine, care este Dumnezeu, și de vreme ce în ele se găsește un fel de principiu al schimbării, fie că unele rămân statornice, precum veșnica locuința lui Dumnezeu, fie că altele se schimbă mereu, precum sufletul și corpul omului, materia comună tuturor acestor lucruri vizibile și invizibile, materie încă lipsită de formă, dar pregătită să primească o formă și din care urmează să fie create cerul și pământul, cu alte cuvinte, creația vizibilă și invizibilă, dar de data aceasta deja configurată în două forme, această materie, deci, a fost denumită prin expresiile pământ nevăzut și netocmit și întunericul de deasupra abisului. Trebuie însă făcută distinția că prin pământul nevăzut și netocmit se înțelege materia corporală dinainte de orice determinare prin vreo formă,
iar prin întunericul de deasupra visului se înțelege materia spirituală existentă, ca să spunem așa, înainte ca nestăvilita ei curgere să fi fost oprită și înainte ca înțelepciunea să o fi scăldat în lumina ei. S-ar mai putea încă susține, dacă o dorește cineva, următoarea ipoteză. Când citim că la început a creat Dumnezeu cerul și pământul, prin cuvintele cer și pământ, nu desemnăm două entități diferite, vizibile și invizibile, deja dotate cu formă și desăvârșite, ci desemnăm un embrion rudimentar și încă lipsit de formă al lucrurilor. Materia aptă pentru orice formă și orice creație, deoarece în ea existau deja, cu toate că în mod confuz și fără diferențiere a formei și a calității, cele două substanțe care, separate și organizate fiecare după propriul său caracter, sunt numite acum cer și pământ, prima fiind o creație spirituală, cealaltă una corporală. Ascult și examinez toate aceste interpretări, dar nu doresc să mă angajez într-o ceartă de cuvinte, căci aceasta nu folosește la nimic altceva decât la distrugerea ascultătorilor. Dimpotrivă, legea este bună și pentru înălțarea sufletească dacă ne folosim de ea potrivit legii, deoarece scopul ei este iubirea care izvorăște dintr-o inimă curată, dintr-o bună cunoștință și din credință sinceră. Învățătorul nostru știe care sunt cele două porunci în care el a cuprins întreaga lege și profeții. Dumnezeul meu, lumina ochilor mei în întuneric, de vreme ce cred în aceste porunci și le afirm cu înflăcărare, de ce mă stânjenește faptul că este cu putință ca aceste cuvinte să fie interpretate în mai multe feluri, toate la fel de adevărate? De ce, repet, mă stânjenește faptul că, din ceea ce a scris un autor sacru, eu înțeleg altceva decât înțelege un altul? Căci toți cei care citim un text ne străduim să pătrundem și să înțelegem gândul autorului pe care îl citim și, fiind încredințați că a scris adevărul, nu îndrăznim să bănuim că acesta ar fi putut afirma ceva despre care noi știm sau gândim că este neadevărat. Așadar, de vreme ce fiecare dintre noi își dă silința să înțeleagă din Sfintele Scripturi exact ce a gândit cel care le-a scris, ce rău este în faptul că cineva înțelege ceea ce tu, lumină a tuturor spiritelor iubitoare de adevăr, i-ai arătat ca fiind adevărat, cu toate că nu întocmai același fusese gândul autorului pe care îl citește și care, fără să fi gândit la fel, a gândit totuși el adevărul. Marele adevăr, Doamne, este faptul că Tu ai creat cerul și pământul. Adevărat este și faptul că înțelepciunea Ta este principiul prin care ai creat toate lucrurile. De asemenea, este adevărat faptul că lumea aceasta vizibilă conține două mari părți, cerul și pământul, pentru ca prin aceste două cuvinte să fie cuprinse în scurt toate făpturile plăsmuite și create de tine. Și mai este adevărat că orice lucru schimbător sugerează gândirii noastre existența materiei informe, datorită căreia poate primi o formă, se poate schimba sau transforma în altă formă. Este adevărat că timpul nu afectează deloc o ființă care se ține legată de o formă neschimbătoare atât de strâns, încât cu toate că ea însăși este schimbătoare, rămâne totuși neschimbată. Este adevărat că materia informă, care este aproape un neant, nu poate fi supusă nestatorniciei timpului. Este adevărat că materia din care este creat un lucru poate purta în anumite expresii numele lucrului care a fost creat din ea și, în acest fel, a fost cu putință ca prin expresia cerul și pământul să fie denumită materia informă din care
au fost create cerul și pământul. Este adevărat că dintre toate lucrurile dotate cu o formă, niciunul nu este mai apropiat de materia informă decât pământul și abisul. Este adevărat că tu, din care purced toate, ai creat nu doar orice ființă creată și înzestrată cu o formă, dar și orice materie care poate servi scopului creației sau poate primi o formă. Este adevărat că tot ceea ce este format din materia informă este mai întâi lipsit de formă și abia apoi primește o formă. Din toate aceste adevăruri, cu privire la care nu au nicio îndoială aceea pe care i-ai dăruit cu capacitatea de a contempla asemenea lucruri, cu ajutorul unei priviri lăuntrice și care cred în mod nestrămutat că Moise, slujitorul tău, a vorbit în duhul adevărului, așadar, din toate aceste adevăruri, cineva alege unul din ele și afirmă. Propoziția la început a creat Dumnezeu cerul și pământul semnifică faptul că prin cuvântul său, coetern cu sine, Dumnezeu a făcut creatura inteligibilă și perceptibilă sau spirituală și corporală. Un altul afirmă. Propoziția la început a creat Dumnezeu cerul și pământul semnifică faptul că prin cuvântul său, coetern cu sine, Dumnezeu a creat întreaga masă a acestei lumi corporale împreună cu toate făpturile vizibile și cunoscute de noi pe care ea le cuprinde. Un al treilea interpret spune: propoziția la început a creat Dumnezeu cerul și pământul semnifică faptul că prin cuvântul său coetern cu sine Dumnezeu a creat materia lipsită de formă din care vor ieși făpturile spirituale și cele corporale. Al patrulea interpret afirmă: propoziția la început a creat Dumnezeu cerul și pământul semnifică faptul că prin cuvântul său, coetern cu sine, Dumnezeu a creat materia fără forma creației corporale, în care se află încă amestecate cerul și pământul, pe care acum le vedem separate, fiecare cu propria sa formă în imensa alcătuire a lumii acesteia. Al cincilea interpret afirmă: propoziția la care a creat Dumnezeu cerul și pământul semnifică faptul că la începutul creației și al lucrării sale Dumnezeu a creat materia informă care cuprindea în sine în mod confuz cerul și pământul, care au primit apoi o formă și ne apar cum acum în toată splendoarea lor împreună cu toate făpturile pe care le cuprind ele. La fel se întâmplă și cu interpretarea cuvintelor următoare din Cartea Facerii. Din toate adevărurile prezentate de mine mai înainte, fiecare interpret își alege câte ceva. Unul afirmă: propoziția pământul era însă nevăzut și netocmit, iar întunericul stăpânea deasupra abisului, semnifică faptul că acea masă corporală pe care Dumnezeu o crease era încă materia informă, lipsită de organizare și de lumină a lucrurilor corporale. Un alt interpret afirmă: propoziția pământul era însă nevăzut și netocmit, iar întunericul stăpânea deasupra abisului, semnifică faptul că acel întreg pe care îl numim cerul și pământul era încă o materie fără formă și întunecoasă, din care urmau să iasă cerul corporal și pământul corporal, împreună cu toate făpturile care există în ele și sunt cunoscute prin simțurile corpului. Un al treilea interpret spune: propoziția pământul era însă nevăzut și netocmit, iar întunericul stăpânea deasupra abisului, semnifică faptul că acel întreg pe care îl numim cerul și pământul era încă o materie fără formă și întunecoasă, din care urma să iasă cerul inteligibil, numit în altă parte cerul cerului, și pământul,
adică întreaga natură corporală, prin al cărei nume înțelegem deopotrivă și acest cer corporal. Semnifică, altfel spus, întreaga creatură vizibilă și invizibilă. Alt interpret spune: în propoziția, pământul era însă nevăzut și netocmit, iar întunericul stăpânea deasupra abisului, prin cuvintele cerul și pământul, Scriptura nu desemnează o materie informă, căci aceasta exista deja. Este acea materie informă pe care Scriptura a denumit-o pământ nevăzut și netocmit și abis întunecos. Din ea, după cum deja se spusese în Scriptură, Dumnezeu a creat cerul și pământul, cu alte cuvinte, creatura spirituală și cea corporală. În sfârșit, un al cincilea interpret afirmă: propoziția, pământul era nevăzut și netocmit, iar întunericul stăpânea deasupra abisului, semnifică faptul că exista deja o materie fără formă, materie din care Scriptura spusese mai înainte că a făcut Dumnezeu cerul și pământul, adică întreaga alcătuire corporală a lumii, împărțită în două mari părți, una superioară și alta inferioară, fiecare împreună cu făpturile pe care le cuprinde și pe care le cunoaștem în mod curent. Față de ultimele două ipoteze de mai sus, cineva ar putea încerca să obiecteze în felul următor. Dacă nu admiteți ca prin cuvintele cerul și pământul să fie desemnată materia lipsită de formă, înseamnă că admiteți existența unui lucru pe care nu l-a creat Dumnezeu și de care El s-a folosit pentru a crea cerul și pământul. Căci Scriptura nu ne-a relatat că Dumnezeu ar fi creat această materie în formă doar dacă nu cumva înțelegem că ea, sau doar pământul, este desemnată prin expresia cerul și pământul, atunci când se spune: la început a creat Dumnezeu cerul și pământul. Cât privește acum propoziția care urmează, pământul era nevăzut și netocmit. Chiar dacă Scripturii ar fi convenit să numească în acest fel materia informă, prin ea nu putem totuși înțelege altă materie decât cea creată de Dumnezeu. În momentul despre care se vorbește la începutul Scripturii, în propoziția a creat cerul și pământul. Auzind aceste obiecții, susținătorii ultimelor două ipoteze menționate mai sus, ai uneia sau ai alteia din ele, ar putea răspunde afirmativ următoarele: nu negăm faptul că această materie informă a fost creată de Dumnezeu, de la care purced toate cele foarte bune, căci după cum afirmăm că un lucru creat și înzestrat cu o formă este un lucru superior, în egală măsură admitem și faptul că ceea ce este susceptibil să fie creat și să primească o formă este un bine inferior, dar totuși un bine. Cât privește acum faptul că Scriptura nu amintește de crearea materiei informe de către Dumnezeu, trebuie spus că ea nu amintește nici de multe altele, cum ar fi despre heruvim și despre serafim, nici de tronuri, domnii, căpetenii, puteri, pe care apostolul le amintește deosebit unele față de altele și care sunt în mod evident creații ale lui Dumnezeu. Iar dacă ținem neapărat ca în propoziția a creat cerul și pământul să fie cuprinse toate lucrurile, ce vom mai spune atunci despre apele pe deasupra cărora se purta Duhul lui Dumnezeu? Dacă și pe ele le cuprindem în înțelesul cuvântului pământ, cum vom mai accepta atunci acest nume spre a desemna materia informă, de vreme ce înfățișarea acestor ape este atât de frumoasă? Dacă totuși acceptăm acest înțeles, de ce atunci Scriptura spune că din materia fără formă a fost creată tăria numită cer, dar nu vorbește despre crearea apelor? Căci aceste ape pe care le vedem cum curg
pline de frumusețe, nu sunt nici fără formă, nici nevăzute? Au primit poate frumusețea lor în clipa când Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele care se află sub tărie, astfel încât această adunare a lor să însemne tocmai dobândirea unei forme? Ce vom putea spune în acest caz despre apele care se află deasupra tăriei? Ce altceva decât că, rămase fără vreo formă, ele nu s-au arătat demne să primească o locuință atât de prețioasă. Și totuși, nicăieri în Scriptură nu este amintit cuvântul prin care au primit o formă. Așadar, chiar dacă în Cartea Facerii se păstrează tăcerea despre crearea unui lucru pe care Dumnezeu totuși l-a creat, nici adevărata credință și nici o gândire temeinică nu ne îngăduie să ne îndoim despre acest fapt. Nici o interpretare serioasă nu ar îndrăzni să afirme că aceste ape sunt coeterne cu Dumnezeu, sub motiv că, deși ele sunt amintite în Cartea Facerii, nu găsim totuși nimic scris despre momentul când au fost create. De ce atunci, în lumina adevărului care ne îndrumă, să nu considerăm că și această materie informă, pe care Scriptura o numește pământ nevăzut și netocmit și abis de întuneric, a fost creată de Dumnezeu din nimic și nu este deci coeternă cu El, chiar dacă relatarea din Scriptură ar fi omis să menționeze momentul când a fost creată? Ascultând aceste păreri diferite și examinându-le atât cât îmi îngăduie slăbiciunea puterilor mele, pe care o recunosc în fața lui Dumnezeu, care oricum o cunoaște, că sunt două feluri de dezacord care se pot naște cu privire la un mesaj oarecare emis cu ajutorul semnelor de către mesageri demn de încredere. Un tip de dezacord se poate referi la adevărul însuși al lucrurilor desemnate, celălalt la înțelesul pe care cel care formulează mesajul voiește să-l exprime. Una este să cercetăm care este adevărul cu privire la istoria creației și altceva să ne întrebăm ce a vrut Moise, strălucitul slujitor al credinței tale, să ne facă să înțelegem prin cuvintele lui, citindu-le sau ascultându-le. Cât privește primul fel de cercetare, nu vreau să am de-a face cu toți aceia care socot drept adevărate niște învățături care sunt false. În privința celui de-al doilea fel de abordare, nu vreau să am de-a face nici cu toți aceia care socot că cele spuse de Moise sunt neadevărate. Aș vrea însă, Doamne, să mă unesc în numele Tău și să mă bucur de Tine împreună cu aceia care se hrănesc cu adevărul Tău în deplinătatea iubirii. Aș vrea să ne apropiem împreună de cuvintele cărții Tale și să căutăm să înțelegem în ele voința Ta, cu ajutorul voinței robului Tău, Moise, prin al cărui condei ne-ai transmis aceste înțelesuri. Și totuși, cine dintre noi a descoperit destul de bine voința ta între atât de multele adevăruri care se prezintă cercetătorilor în acele cuvinte ale Scripturii interpretate într-un sens sau altul, încât să poată afirma: acesta a fost gândul lui Moise și acesta este înțelesul pe care a voit să-l dea el relatării sale. Tot atât de sigur pe sine ca atunci când afirmă că această relatare este adevărată, oricare ar fi fost gândul lui Moise? Iată, Dumnezeul meu, eu sunt robul tău, care ți-am făgăduit în această scriere a mea jertfa mărturisirii tale. Te rog ca, prin îndurarea ta, să pot ca să-mi împlinesc făgăduința. Iată, afirm cu toată convingerea că tu ai creat, prin cuvântul tău statornic și neschimbător, toate lucrurile, pe cele nevăzute și pe cele văzute. Dar oare pot eu afirma cu aceeași convingere că acesta și nu altul a fost gândul lui Moise când a scris: la început a creat Dumnezeu cerul și pământul? Nu pot fi la fel de sigur că acesta a fost gândul lui Moise când a scris cuvintele Scripturii,
După cât sunt de sigur în lumina adevărului tău că ceea ce el a scris este adevărat. Când a scris cuvintele la început, el a putut foarte bine să se gândească la începutul propriu-zis al creației. E cu putință ca prin cuvintele cerul și pământul, Moise să fi vrut să ne facă să înțelegem nu o natură deja dotată cu formă și desăvârșită, fie ea spirituală sau corporală, ci amândouă aceste aspecte, dar într-o stare rudimentară și lipsită de formă. Îmi dau seama că atât un înțeles cât și celălalt pot fi afirmate cu egală îndreptățire oricare ar fi fost gândul lui Moise, dar nu la fel de bine îmi dau seama la care anume dintre ele s-a gândit Moise când a rostit acele cuvinte. Totuși, sunt absolut sigur că un bărbat atât de mare a văzut adevărul și l-a afirmat cum se cuvine atunci când a rostit aceste cuvinte, oricare ar fi fost înțelesul pe care l-a contemplat în spiritul său, unul din cele două amintite mai sus, ori poate un al treilea înțeles pe care eu nu l-am amintit. Să nu mă mai supere deci nimeni de acum încolo spunându-mi, Moise nu s-a gândit la ce spui tu, ci s-a gândit la ce spun eu. Dacă mi-ar pune cineva întrebarea, de unde știi că Moise a avut în gând înțelesul pe care îl dai tu cuvintelor sale? M-a simțit dator să rămân calm și aș răspunde poate în felul în care am făcut-o mai sus, argumentând mai pe larg în cazul în care adversarul meu ar fi mai greu de convins. Dar când cineva îmi spune, Moise nu s-a gândit la ce spui tu, ci s-a gândit la ce spun eu, fără să nege totuși că atât interpretarea mea cât și a lui sunt conforme cu adevărul, atunci, o viață a sărmanilor, Dumnezeul meu, tu în al cărui sân nu există contradicție, trimite asupra inimii mele o ploaie de răbdare și de blândețe pentru a putea suporta astfel de oameni. Ei îmi vorbesc așa cum o fac nu pentru că ar fi plin de sfințenie sau pentru că ar fi văzut în inima lui Moise, slujitorul tău, ceea ce afirmă, ci pentru că sunt plini de orgoliu. Ei nu cunosc gândul lui Moise, dar își iubesc părerea lor, însă nu pentru că ar fi adevărată, ci doar pentru că este a lor. Dacă lucrurile nu ar sta așa, atunci ei ar iubi deopotrivă și părerea altora în măsura în care ar fi conform adevărului, la fel cum eu apreciez ceea ce spun ei când afirmă lucruri adevărate, nu pentru că sunt spuse de ei, ci tocmai pentru că sunt adevărate. Și astfel, în măsura în care sunt conforme cu adevărul, părerile lor de fapt nici nu le mai aparțin. Iar dacă ei iubesc o interpretare fiindcă este adevărată, atunci această interpretare îmi aparține și mie ca și lor, deoarece devine un bun comun pentru toți cei care iubesc adevărul. Nu îmi place și resping de asemenea și pretenția lor că Moise a avut în gând ceea ce spun ei și nu ceea ce spun eu, căci dacă ar fi așa, totuși, siguranța neobișnuită cu care îți susțin părerea vine din cutezanță și nu din știință și este fructul trufiei, nu al unei viziuni profetice. De aceea, Doamne, trebuie să ne cutremurăm în fața judecăților tale, căci adevărul tău nu îmi aparține nici mie, nici unuia sau altuia, ci este al nostru, al tuturor acelora pe care îl chem și chem fără deosebire să se împărtășească din el, atrăgându-ne cu asprime atenția să nu-l ținem în stăpânire ca pe un bun personal, dacă nu vrem să fim lipsiți de el. Oricine își revendică pentru sine ceea ce tu ai dat spre folosul tuturor și vrea să fie doar al lui ceea ce aparține tuturor, va fi izgonit de la această moștenire comună către averile sale, adică de la adevăr către minciună. Căci cine spune o minciună vorbește din ceea ce este doar al său. Ascultă, prea bunule judecător,
Dumnezeule, Tu care ești însuși adevărul, ascultă ce voi spune celui care mă contrazice în această privință. Ascultă! Înaintea Ta vorbesc și înaintea fraților mei care se folosesc de lege, potrivit legii, adică potrivit scopului ei care este iubirea. Ascultă și ia seama la răspunsul meu dacă ți este pe plac. Îi voi adresa aceste cuvinte frățești și pașnice. Dacă amândoi constatăm că ceea ce tu spui este adevărat și de asemenea tot amândoi constatăm că și ce spun eu este adevărat, te întreb atunci, ce anume ne face să recunoaștem această coincidență? Firește, nici eu nu o descoper în tine, nici tu în mine, ci amândoi o recunoaștem în acel nestrămutat adevăr care se află deasupra minților noastre. Așadar, dacă nu avem păreri diferite cu privire la această lumina Domnului Dumnezeului nostru, de ce să ne înfruntăm cu privire la gândul aproapelui nostru pe care oricum nu putem să-l intuim așa cum contemplăm adevărul cel nestrămutat? Dacă însuși Moise ar apărea în fața noastră și ar spune: acesta a fost gândul meu, am crede ce spune fără să și vedem gândul lui. De aceea să nu ne fălim unul față de celălalt pentru ce vede fiecare din noi în Scriptură. Să-L iubim pe Domnul Dumnezeu nostru cu toată inima, iar pe aproapele nostru să-L iubim ca pe noi înșine. Dacă nu credem că Moise a gândit tot ceea ce a gândit în cărțile sale, doar urmând această poruncă a iubirii, înseamnă că îl socotim mincinos pe Dumnezeu, de vreme ce atribuim slujitorului său, seamăn al nostru, un alt gând decât cel inspirat de Dumnezeu. Nu vezi ce mare neghiobie ar fi să afirmăm în mod imprudent că, dintr-o atât de mare bogăție de idei adevărate care pot fi scoase din cuvintele sale, Moise ar fi avut în vedere doar una anume? Nu vezi ce mare neghiobie ar fi ca, prin astfel de dispute primejdioase, să jignim acea iubire în numele căreia Moise a rostit toate cuvintele pe care noi ne străduim să le explicăm? Și totuși, Dumnezeul meu, Tu, a cărui măreție dă măsura umilinței mele, Tu, odihna chinurilor mele, care asculți mărturisirile mele și mierți păcatele, întrucât îmi poruncesc să-L iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi, nu pot crede că Moise, prea credinciosul tău slujitor, a primit de la tine un dar mai mic decât acela pe care l-aș fi râvnit și l-aș fi dorit eu însumi, dacă m-aș fi născut în vremea când s-a născut el și dacă m-ai fi ales pe mine în locul lui ca să te slujesc cu inima și cu limba mea și să împart oamenilor scripturile care, atât de mult timp după ce au fost scrise, sunt atât de folositoare tuturor neamurilor și sunt destinate să triumfe în întreaga lume prin înaltul prestigiu al autorității lor asupra cuvintelor oricărei doctrine inspirate de minciună și de orgoliu. Dacă aș fi fost Moise, aș fi voit, căci nu suntem oare cu toții făcuți din același lut? Și ce ar fi omul dacă nu ți-ai amintit tu de el? Așadar, dacă aș fi fost Moise și dacă mi-ai fi dat însărcinarea să scriu cartea afacerii, aș fi dorit să-mi dăruiești o asemenea capacitate de a mă exprima și un asemenea fel de a alcătui discursul, încât nici chiar acei cititori care nu ar fi fost în stare să înțeleagă cum a creat Dumnezeu lumea, să nu fi respins afirmațiile ca fiind deasupra puterii lor de înțelegere. Iar cei care ar fi avut deja putința de a înțelege, să fi descoperit în cuvintele simple ale slujitorului tău, fără nicio omisiune, orice concluzie adevărată la care ar fi ajuns ei înșiși, prin propria lor gândire. În sfârșit, dacă un altul ar fi descoperit în lumina adevărului un alt înțeles, acesta să fi putut și el să-și recunoască părerea în aceleași cuvinte ale mele.
După cum, curgând printr-o albie îngustă, un izvor este mai bogat în apă și prin șuvoaiele pe care le alimentează udă spații mai largi decât ar uda singur fiecare dintre aceste șuvoaie care, pornite din același izvor, se îndreaptă spre direcții diferite, tot așa și din relatarea celui ales să împartă cuvintele tale, la care urmează să se adapte atâția interpreți, izvorăsc printr-o îngustă deschizătură de cuvinte șuvoaiele limpezi ale adevărului. De aici, atât cât este el în stare să înțeleagă, își trage fiecare parte a sa de adevăr, pe care o desfășoară apoi în largi meandre de cuvinte. Alții, când citesc sau aud cuvintele scrise de Moise, și-l imaginează pe Dumnezeu ca pe un fel de om sau ca pe un fel de alcătuire corporală înzestrată cu o putere nelimitată, care, luând o hotărâre oarecum nouă și neașteptată, ar fi creat în afara sa și, ca să spunem așa, de la distanță, cerul și pământul, cele două corpuri, unul deasupra și altul de desubt, în care sunt cuprinse toate celelalte lucruri. Când aud rostindu-se cuvintele și Dumnezeu a zis să se facă acest lucru, iar acel lucru s-a făcut, ei își imaginează niște cuvinte care au un început și un sfârșit, care au o sonoritate la un moment dat și apoi încetează să mai sune. Își imaginează că imediat ce un cuvânt a fost rostit, își începe existența lucrul pe care cuvântul respectiv l-a chemat la existență. Și alte gânduri care le vin în minte sunt afectate în același chip de atașamentul lor la lucrurile corporale. Acești oameni sunt încă niște copii atașați simțurilor, atâta vreme cât în slăbiciunea lor ei se lasă purtați de stilul umil al cuvintelor Scripturii ca la sânul unei mame, clădirea mântuirii lor se înalță mereu cu ajutorul credinței care îi face să rămână absolut siguri de faptul că Dumnezeu a creat toate ființele a căror minunată varietate ei o percep cu simțurile peste tot în jurul lor. Dar dacă vreunul dintre ei, disprețuind într-o fașa lui slăbiciune cuvintele Scripturii pentru pretinsa lor grosolănie, se aruncă nebunește în afara cuibului în care a fost hrănit, atunci, vai, nefericitul, se prăbușește. Doamne Dumnezeule, ai milă de el, pentru ca trecătorii să nu-l calce în picioare pe acest pui, căruia încă nu i-au crescut penele. Trimite un înger al tău ca să-l pună înapoi în cuib și să trăiască până va fi în stare să zboare. Dar sunt și alții pentru care cuvintele Scripturii nu mai sunt ca niște cuiburi, ci asemenea unor crânguri umbroase în care ei zboară voioși în căutarea unor fructe ascunse în frunziși pe care le scotocesc, ciugulindu-le și ciripind. Când citesc sau ascultă cuvintele cărții facerii, ei observă că în netulburata și veșnica ta statornicie, Dumnezeule, tu te afli deasupra tuturor timpurilor trecute și viitoare și că totuși nu există absolut nicio creatură temporală pe care să nu o fi creat tu. Observă că fiind unul și același lucru cu ființa ta, voința ta nu a suferit niciun fel de schimbare atunci când prin ea ai creat toate lucrurile și nu s-a născut în ea o decizie care să nu fi existat mai înainte. Acești oameni mai observă că ai creat lumea nu plăsmuind-o din propria ta substanță și după chipul tău, care este forma tuturor lucrurilor, ci ai scos din nimic o materie informă cu totul diferită de tine. Întorcându-se către tine, care ești unitatea, această materie avea să primească o formă după chipul tău, atât cât a fost prevăzut dinainte și îngăduit fiecărui lucru potrivit cu specia lui.